Granturile interne oferite de către Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași oferă tinerilor cercetători a instituției de învățământ superior oportunitatea de a depune un număr mai mare de proiecte în competiția națională lansată de Uniunea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării. Astfel, tinerii cercetători au depus 42 de inițiative la categoria Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Tinerelor Echipe Independente și 28 de programe proiecte de cercetare postdoctorală, dată fiind competiția acerbă din țară pentru obținerea unui astfel de grant, fiind depuse aproape o mie de proiecte și având în vedere că se vor putea finanța maximum 115, Universitatea Ieșana a decis acordarea a 11 granturi interne pentru a-i sprijini pe tineri cercetători. Proiectele cu punctajul mai mare de 80, care din lipsă de fonduri la nivel național nu vor putea fi finanțate, vor intra în competiția internă organizată de Universitatea Tehnică instituția a decis să acopere cheltuielile de logistică și de deplasare prevăzute în bugetul fiecărui proiect, oferind suma de 10.000 de lei. Proiectele vor trebui să aibă durata cuprinsă între 6 și 12 luni, iar ca rezultat, cercetătorii vor urmări publicarea cel puțin unei lucrări în revista indexată ISI cu factor de impact. Proiectele depuse provin de la toate cele 11 facultăți ale universității și mizează pe direcțiile majore de cercetare definite în prezent în precum ITC, comunicații, energie, mediu, nanotehnologii și tehnologii avansate. Proiectele depuse de către cercetătorii Universității Tehnice au mers către valori maxime ce pot fi oferite, 450.000 de lei pentru tinerele echipe și 250.000 de lei pentru proiectele pe cercetare postdoctorală.